Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisi. La mulți ani fericiți în anul 2022! Din partea noastră vă dorim multă sănătate, bucurii, fericire și prosperitate! Astăzi vă prezentăm un aluat dulce pe care vom putea folosi diferite umpluturi. Haideți să vedem care sunt ingredientele și modul de preparare. 1 kg de făină albă, 600 de ml de lapte dulce, 120 de grame de zahăr, 150 de grame de margarină topită, o linguriță cardemon, 50 de grame de drojdie și un ou. Pentru început turnăm zahărul peste lapte, untul topit, drojdia, și amestecăm până când drojdia se va topi în lapte, în bolul unui robot de bucătărie. Punem făina, cardemonul, treptat introducem laptele și margarina, pornim robotul la viteză medie. Dragii mei, am folosit robotul aproximativ 12 minute. Uitați cât de frumos este aluatul. Am să pun celofan peste. Și îl lăsăm la dospit pentru o oră și jumătate. Trebuie să-l lăsați la loc cald. Pentru a umple chiflele avem nevoie de cremă de vanilie, am să vă las link-ul în descriere. Pentru cea de-a doua cremă avem nevoie de 150 de grame de margarină la temperatura camerei, 2 linguri și jumătate de scorțișoară și 60 de grame de zahăr. Peste margarină turnăm zahărul, scorțișoara, încorporăm scorțișoara, zahărul în margarină. Lăsăm această cremă deoparte. Ia uitați, dragilor, cât de frumos a crescut aluatul. De fapt, nu a stat o oră și jumătate, a stat doar o oră. Punem pe blatul de lucru. Presar puțină făină. Îl rulez puțin. Încerc să-l împart în 3 bile egale. Cu aceasta lucrăm. O întindem. După ce am întins foaia de aluat, punem din cremă, întindem frumos pe toată suprafața aluatului, venim cu prima parte până la mijloc, aducem și cea de-a doua parte peste, întindem aluatul din nou cu sucitorul, nu trebuie întins foarte mult, doar atâta cât să fie puțin presat, cu un tăietor de pizza, tai aluatul pe jumătate, după ce am tăiat aluatul pe jumătate, tăiem din nou în bastonașe, răsucim aluatul, după care
Îl învârtim pe degete. Introducem colțul în jos, înăuntru. Și punem pe tavă. Sau o altă metodă mai ușoară, unde puteți să rotiți direct pe masă. La fel procedăm, băgăm colțul înăuntru, dedesubt, acoperim și le lăsăm deoparte la crescut. Continuăm. Aplasăm puțin aluatul cu mâinile, îl îndoim în mijloc. Rulăm puțin. La fel procedăm. Tăiem aluatul pe mijloc. Așa este mai ușor să formați bilele egale. Luăm două bucăți de aluat. Le aplatizăm cu mâna. După care începem să formăm chifle. Le așezăm pe tavă. Continui la fel. Lăsăm și această tavă deoparte la crescut. Și ultimul aluat. Am să pun doar foarte puțină făină. Îl întindem cu un capac de la oală. Am să tai aluatul. Elimin surplusul. Bineînțeles că am să refolosesc. Umplem cu cremă. Nu puneți nici foarte multă, deoarece iasă în afară. Rulăm între colțurile înăuntru. Întindem vârful. Și punem în tavă. Dragii mei, am terminat și cornurile. Le acopăr cu un prosop și am să le las deoparte până când își vor dubla volumul. Dragii mei, ia uitați ce frumos a crescut. Acum am să sparg un ou. Am să pun și o lingură de lapte. Amestecăm. Și cu aceasta vom unge aluatul. Dragii mei, aceste chifle le presăm cu o lingură în mijloc să formăm o gaură. Ce punem crema de vanilie, le mai lăsăm pentru 5-10 minute din nou la crescut și după aceea le vom introduce în cuptor. Și acum punem crema de vanilie în mijloc. Această tavă am să o las deoparte. Celelalte două tăvi am să le pun în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 10 sau 12 minute. După ce și-au dublat volumul din nou, am să le ung cu ou. Introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 12 minute.
Fiecare dintre dumneavoastră vă cunoașteți cuptorul. Cel mai bine să faceți testul cu scobitoarea. Dragile mele, dacă doriți, puteți să le lăsați așa, dar pentru că eu vreau să fac o glazură din zahăr pudră, am să le glazurez. Aici am 4 linguri de zahăr pudră. Am să pun o lingură de apă. Amestec. Nu puneți apă multă dintr-o dată dacă doriți să faceți glazura. Am să mai pun o lingură de apă. Cu această glazură trebuie să lucrați repede, altfel ea se întărește. Am să mai pun câteva picături de apă, să zic jumătate de linguriță. Folosiți glazura atâta timp cât ele sunt calde. Presărăm cu nucă de cocos. Dragii mei, sperăm din suflet să vă placă această rețetă, cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca. Dacă vă plac rețetele noastre, vă rugăm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Elena Cuisine. Până la următoarea rețetă, să ne auzim cu bine! La revedere!